În Bucegi a fost alertă de vijelie, dar a răsunat maestos și muzica lui Paganini, vioara Stradivarius, folosită de Alexandru Tomescu, și chitara lui Dragoș Ilie. Au cântat împreună sonate. Crestele masive și văile liniștite au preluat sunetele și au dus departe ecoul acestui recital inedit. Alexandru Tomescu și Dragoș Ilie au urcat muzica lui Paganini pe platoul Bucegilor, la Cabana Caraiman, și peste 300 de persoane au urmărit acest recital cu totul inedit. S-a cântat simplu, ca la un mare picnic, dar s-au luat și măsuri de siguranță pentru că, la un moment dat, nori negri s-au adunat pe cer. Crestele munților au apărat și muzica și spectatorii și au purtat departe sunetele lui Paganini, atent strunite de un Stradivarius și o chitară.